Comitetele consultative pentru persoanele vârstnice din Suceava și Iași s-au reunit în ședința lunară pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă. Ședința a fost condusă de prefectul județului Suceava, Mirela Domnicăi, și prefectul județului Iași, Marian Șerbescu. Invitați au fost de asemenea reprezentanții instituțiilor deconcentrate din ambele județe. Prefectul Sucevei, Mirela Domnicăi, a precizat că astfel de întâlniri sunt benefice, întrucât fiecare are de împărtășit din experiența acumulată. Totodată, în acest mod, se pot identifica soluții la probleme care sunt comune. Tema pe care ne-am propus să o abordăm astăzi este generoasă, pentru că însăși competența acestui comitet consultativ este generoasă, pentru că problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice presupun și un anumit specific și tocmai de aceea am invitat în oglindă reprezentanți ai unor instituții deconcentrate din județul Iași și din județul Suceava, care în primul rând să preia din problemele ridicate și mai ales, având în vedere participarea mixtă, să împărtășim și să facem un schimb de experiențe. Poate dumneavoastră la Iași ați găsit soluții pentru probleme cu care ne confruntăm noi în Suceava și invers. Mă bucur de faptul că se întâmplă acest lucru. În an centenar e o chestiune pe care probabil mulți dintre noi o să o ținem minte. 2018, an centenar, ședința comună, festivă a celor două comitete consultative. Cred că e foarte importantă această ședință prin schimbul de bune practici, pentru că sunt lucruri care colegii de la Iași se confruntă cu ele, poate sunt similare cu cele de la Suceava și găsim soluții. Îmi doresc foarte mult să fie o discuție interactivă, să punem întrebări, să dăm răspunsuri, să găsim soluții. Tema principală abordată în cadrul întâlnirii a fost activitatea Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Suceava, șeful CJPC Suceava Vasile Latiș, dar și șeful instituției regionale Alexandru Hordilă au prezentat activitatea Comisariatului și au răspuns la întrebări. De 6 ani noi nu ne mai ocupăm de asociațiile de proprietari. Și astăzi am primit 2 reclamații cu asociații de proprietari. Acestea noi le redirecționăm la primărie, dacă e vorba de un consumator din domiciliu, cu are cea de domiciliu în Suceava, la primăria Suceava sau la celelalte primării. Fiecare primărie fiind obligată să aibă un reprezentant care se ocupă cu relația cu asociații de proprietari. Un alt aspect pe care nu mai ocupăm, receaurile, deci despăgubirile recea. Acestea se primesc la noi, dar se redirecționează către autoritatea de supraveghere fiscală sediul București. Prin activitatea întreprinsă atât de noi, ca instituție, cât și celelalte instituții de control, mă refer DSV-ul, DSP-ul, organele de poliție, s-a ajuns la o scădere a numărului de reclamații în ce privește alimentația publică, mă refer aici la bunuri și produse alimentare. Au crescut reclamațiile, sesizări în ce privește bunurile și serviciile nealimentare. Și în top sunt firmele de telefonie, indiferent de denumirea acestora. La dumneavoastră în zonă și aici țin să felicit echipa care lucrează sub coordonarea domnului Latiș. Bucurător este că nu avem cazuri de îmbolnăviri majore, cum au fost în alte zone sau în alte situații. De exemplu, noi tratăm cu maximă responsabilitate și perioadele de vârf, când se concentrează foarte mulți turiști în zona dumneavoastră, în zona Bucovine, și avem și acele comandamente, dar măsurile preventive care se desfășoară de-a lungul anului duc la aceste rezultate. De exemplu, recent, la sărbătorile pascale, n-am avut sesizări deosebite sau n-am avut cazuri. Acțiunea a prins contură în urma unei întâlniri regionale a prefecților, unde s-a convenit ca în perioada următoare reprezentanți din județe să facă schimburi de experiență în cadrul unor acțiuni bilaterale. Astfel, prima întâlnire de acest fel a fost organizată la Suceava cu reprezentanții unor instituții din județele Suceava și Iași.